voință. Centrul de comandă a omului se află în voință. Iar inima aceasta e centrul de comandă. E unde pornesc toate lucrurile. Iar dacă citim în Luca, capitolul 17, versetele 5 și 6, spune: apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zis cedudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Poate un dud să se sădească în mare? Nu, că el are nevoie de pământ. Nu pot. Deci în cazul acesta nu e vorba de ceva real. Domnul aici vrea să ne spună altceva. Adică ce vrea să ne spună? Dacă sediul central al omului e voința, în cazul acesta voința are rădăcinile în firea pământească. Dudul acesta, spune Daniel împăratului, copacul acesta împărat ești tu. Și atunci, dudul acesta suntem noi. Adică voința care își are rădăcinile adânc înfipte în pământ, în cazul acesta, în firea pământească. Iar spune, dezrădăcinează și sădește-te în mare. Adică, noi trebuie să prin întrebuințare, rădăcinile trebuie scoase din firea pământească și puse în mare, în apă, în Duhul Sfânt care se află în Duhul nostru. Și pentru aceasta e un proces de mutare a rădăcinilor. Și atunci tot ceea ce ne vine, gânduri, simțăminte, prin aceste rădăcini, să nu ne mai vină din firea pământească. În felul acesta facem lepădarea de sine care se află în firea pământească și le mutăm în Duhul. Înțelegeți? Da, dacă spunem că...